Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Ce e, cătă? Nu pot să ridic asta. Am ajuns acasă. Cum nu poți, cătă? În Anglia cum vei munci? Mamă! Deci n-ai cum, patroană, nu ai cum. Ne trebuie o rangă. Îmi trebuie ceva, nu știu. Ha? Cum? Ia că eu îl împing numai cu piciorul, mă. Oh! Nu se poate. Trebuie amândoi. Mă, cătă, cum îl ridicăm? De la Mihaela să filmeze. Las că pun aici filmarea. Cade telefonul, ca suflă vânt. Nu cade. Nadara. Hai cât. Haide cât. Hai. Oh! Mua! Iese nu. Mua! Bă, cătă, nu putem. Bă, nu ai cum. Îți cade pe degete. Eu și așa cu probleme la spate. Nu, cătă, că murim de spate, frate. Mai bine renunțăm acum. Ceva păi stai, mă, cătă, vrei să pățim ceva? Da, căruțul ăla, cătă. Bă, vrei să facem hernie de fasole? Bă, uite, ia căruțul, n-au? Lasă-mă, patron. Ce faci cu căruțul? Lasă-mă, că le-am eu așa. Mă, de ce nu înțelegi? Mă, cătă, lasă-l, că mori. Bă, ce vrei? Cătă, cazi în canal, frate. Păi ia, păi ce zic eu, du-te ia căruțul, te vezi la urmă. N-auzi, cătă? Uite așa merge. Doamne, dacă nu mai înțelege. Cătă, cazi acolo. Dă-te, David, că nu pot. Ia împinge tu, Aline, acum. Aha. Ce să împing, frate? Bă, du-te ia căruțul, du-te ia căruțul, să vezi la mine. Adă căruțul, frate. Ce căruț, patroană? Ia, păi, tu ce zic eu. Aia, bine, mă duc să iau căruțul. Mă, cum căruțul? Ia căruțul, să vezi. Încearcă și tu, nu căruțul. Că n-a ascultat de mine. O, păsâca, hai, ps, ps, ps. Păsâcu, păsâcu. Mau, mau, ce faci, mă, pisoi, mă? Mă, pisoi, mă, bați, tu ești bătăuș? Hai, vină încoa, hai, vină încoa. Hai, ai, 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 aoleu, mușcă, păsâca asta. Așa, cătă, hai să vezi tu ce spune bunica. Acură, lasă-te de aici și Alin să bagă ăla. Bătăi, rădică de aici. Hai, așa. Așa. Bă, cum acum? Ce facem? Împinge poate. Să rupe căruțul, patron. Bă! Bă, să rupe căruțul. Mă, nu împinge, bă, ce faci? Mă, cătă. Stai, mă. Păi să rupe. Păi dar tu știu gura că te rupe. Să rupe. Păi. Să rup și căruțul, patron. Păi, ideea ta, uite. Ia uite. Ce vă trebuie? Hai! Da, da, s-a rupt căruțul, frate! Bravo, mă! Ce mai căruț? Vezi, cătă! Cum e cătă acum? Și căruțul rup cum e? La rupte! Am reușit! Cum e? Cum e căruțul rup? Ia, pune-l acolo! Nu mai contează, luăm altul! Pune-l pe la rupte! Vine că am pus la parte! Lasă-l, pune-l acolo, că lasă-l până pe de aluminiu ăsta, nu se sudează. Caloriferul ăsta ce faci cu el? La fier. La fier vechi? Păi ce să facem cu el? Doamne, cât. Numai tâmpenii faci tu cu patroana. Uitați, aici avem nuci. Vreți nuci și voi? Băi, cât. Încă o pagubă reușit. A venit soarele, frate, astăzi. Sunt 27 de grade, ci că a ieșit soarele din nori. Of, of, of. Ce facem, zi? Măi, cătă. Ce să facem, măi, băiatule? Eu vreau să căutăm galbeni. O să căutăm galbeni. Uite ce s-a întâmplat aici. Am dărâmat. Ia uite, finalul. Cine a dărâmat asta? Patroana, nu? Nu. Patroane, căutăm galbeni, ceva? Lasă-mă, mă, cu galbenii tăi, duceți-vă la muncă. La muncă? Păi la muncă, patroane. În Anglia, du-te. Du-te cu cătă la muncă, în Anglia, patroană. Păi ce să faci, să stăm acasă? Bă, cătă, noi e pe patroana cu tine. Eu arunc și la viața mea. Păi iei 3500 de lire salariu, îți mai dă și noi 1500, doar să iei cu tine. Pe lună. Eu arunc și la viața mea, stau și mănânc pensia, în pace. Ce zici, cătă? Facem combinația. Alo. Ia vino cu asta, spun ceva. Când ai stabilitatea unui loc de muncă, ești mai liniștit, frate, că știi că te duci la muncă. Ia să spun ceva, ascultă-mă. Da. Fii, ca să ne scap de patroană. O minți că ai găsit o afacere acolo în Anglia, că știi că e când aude de afacere, se duce și în China.
Da, și o minți că ai găsit o afacere acolo și eu cu tine și îți dau 1000 pe lună. Da. Soția acolo. Ce zici? Da. Facem așa. Bine. Mă duc să văd dacă mi-a să afacerea asta. Duce cât? Pe patronul ăla singur la afacere. Nu, mă duc, eu sunt femeie bătrână, nu mai fac afacere. Am făcut bușcăria degeaba. N-am luat niciun bani, am făcut bușcărie. Apoi să faci o afacere. Da, nu mai fac. Nu, a? Eu filmez pe aici, fac mâncare la ceaun, vine, trece Paștele. Aia, patronul, că poți să faci ceaune și în Anglia cu cătă. Nu, nu, cu cătă și cu oficiala, du-te. A, prieten m-a temat pe mine în străinătate. Care a zis că îmi dă spațiu să găsesc la ei acolo la ceaua. Cătă, ce facem, frate? Nu știu. Zi de afacere aia, tentantă. Duc stravii, stravii să duc în străinătate. Stravii? Sclavii. Stravii. Care nu Slavii. Face bani în România, nu face nici în străinătate. Așa este. Bine ai zis, ai zis o vorbă foarte... Păi, da. Auzi, Cătă. Păi, Cătă, e strav? Dacă ești treaba, mai poți o dată. Nu-i vorba de aia. Când a dat-o pe lumină la pagar. Când a rămas cu șapca. Mai poți o dată de s-a dus mediu pe el. N-am rămas cu șapca, patroană. Era... Aici e vorba de experiență. Și cum n-ai cunoscut pe Max că era la volan? Păi nu mă, în ce mi-a interesat pe mine de Max? Că ai vorbit cu omul și se îngăjează la lucru. Și nu știai că-i Max. Pe mine, el e prost. Că nu știai că-i Max. Pe cine sunt, Cătă? Prieteni, aici nu este vorba de bani sau ceva, e vorba de experiență, prieteni, pentru că viața este mai mult decât bani și David. Avere și asta. E vorba de experiență, un loc de muncă poate să-ți dea o experiență tu de viață. Tu cauți experiență în Anglia. Exact. Eu sunt amator David, de experiențe, uzi. Prieteni, așa că nu mai contează nici banii, nici averea, nu nici răspunde, nimic. Mama. Ai pus capacul bine? Da, frate, poți să calci liniște. Merge hidroforul, l-au reparat fanele lui Anca. Ia vezi, a făcut. Ce să văd? A pus filmarea Mirela, ce nimeni nu spune când nu-i place. A pus, a pus. A pus-o, nu alta din mașină. Totul e pus. Mamă, patronul mi-a pus. E încărcat, nu, pui unul după altul, e pus unul cu o jumătate de oră. Patronul, o pui mai târziu, e încărcată. Mi-a făcut drumul ăsta la Severin, prieten, dar sunt așa că am, sunt amețit. Cum Cătă? Nu știu de ce oare. Păi da, pune acolo la telefonul, nu mai... Nu cred că drumul e de vină. Cred că bunica. Ai dolari galben, patroane. Uite. Lasă-l că se face, lasă-l acolo. Lasă-l acolo, mă, că e încărcat. Alinia, ai dat telefon la femeia aia. Da, a zis că-mi trimite, vină-mi cu acătă. Eu mă dau cu căruțul. Te lovești în ăla, David, vină-mi cu acătă. Mai bine, vin cu voi. Unde? Aici, mă, Cătă, mă. Ascultă-mă, hai să facem un plan, mă. Da. Cum facem, mă, să o trimitem pe patroana în Anglia la muncă? Da, dar zi, ne ajuți să o trimiți pe patroana. David, nu mai prinde toate becurile. David? Da. Nu mai prinde. Stingere, că e lumină. Zi, mă. Ce? Cum facem să iei pe patroana cu tine în Anglia? N-ai cum, efectiv, nu ai cum. Unul la mână nu are pașaport. Așa? Doi la mână nu vrea să vină cu noi. Bine că dacă a merge cu patrona, îți dai seama că... Faci bani cu patrona acolo. Faci bani, da. O mai cunoaște lumea, o mai aia. Îți dai seama. David, ai răbdare. Uite aici. Zi, mă. Mai trebuie bine. Ia vezi că au pierdut bilele copiii. Cât de bine mai sunt? Doamne, a lipsit două bile. Ați distrus, mă, biliardul. L-au distrus, bă, și tacurile, și bilele. Da, bine, cred că l-au aruncat pe aici, prin casă, pe undeva. Caută bilele. Unde să le caut? Vezi ce fac copiii ăștia. Ia, mai trebuie una. Mai caută una. Dacă ia, vezi că una mai era pe aici. Pe unde? Ușor, David, că te lovești în tacul ăla, nu mai alerga așa. Nu. Uite, aici ce avem, țuică. Nu, e goală. Așa, așa, așa. Seiful e full. Le lăsăm așa. Cu aer. Le lăsăm așa. Fără o bilă. Fără o bilă, merge. Eu spart. Nu, de aici se sparge, frate, uite așa. David, nu se sparge așa, de aici. A, nu, bine, hai, sparge.
Păi nu țita cu bine, nu se ține așa. Nu, păi nu se pune. Dar cum se ține? Arată-i cătă. Uite așa se ține. A, așa? Da. Gata? Bravo. Am dat. Ai dat lovitura, ai lovitură? Acum e rândul meu. Dar nu joacă. Ai băgat alba cât? Am băgat alba. Deci nu mai am dreptul la lovitură, David. David. De aici. Băi David, cu alba trebuie să dai. Deci fii atent, stai să-ți explic. Tu cu bila asta trebuie să lovești una dintre bilele astea, ori jumătățile, ori astea ale pline. Astfel trebuie să pică aici. Ca să fac mie unde. Dacă dau, dacă bag cu bila, am voie să pun a doua oară bila unde vreau eu? Nu. Și doar în asta dai cu tatăl. Bravo. Ce l-a să fac? Bravo, David. Mă, nu e bun vârful, ia. M-am lovit. A, păi n-ai vârf, mă, ce faci cu asta? Că au rupt copiii vârful. N-ai cum. Îți rup degetele cu tacurile astea, trebuie să cumpărăm tacuri, ține. M-a. Vezi de ce copiii distrug totul? Adică... Stai. Butelie cred că le-a distrus. Da. Le-a distrus de mult. Nu l-ai să mergi și așa. E bine și așa, a? Bravo, că... Mă duc să văd ce face mama. Bravo, mama. Mama, unde e mama? Miha, tu ești? Măi, avem o problemă. Voi știți că patrona își face vise și speranțe, crede că pleacă cu noi? Unde e teatru? Pe bune. Să ducă după fiul tău. Ce are cu noi? Ce tot? Păcare că tata vine acasă. S-a pus stăpână. Dar ce crezi? Am fost la Severin și iară nu ne-a pus transplant. Că nu e vindecată din zi. A zis domnul Deotor că după aia ce se facă? Să ne umble iar în gură la alea? A zis că nu e ok să facă asta. Așa că stai să aprind și o becu. Eu făceam întuneric așa. Întuneric, mamă, să te arzi la degete. Păi asta. Scuze, sorry. Cine plătește? Plătește baba cu meu. E patrona pe tine. Da, o că nu mai zic de acum. Mi-a zis că chiar mi-a sărit mie, Sandra. Ce plătește? A pus cu gătă ca facul ăla, ca n-am la bea-bea. Ce e așa? Tu știi, Mina, că e greu cu apa cu ăla. Cum să nu fie dacă le fier? E totuși prea... Scuze, am uitat că ești la relax, Miha. Ce fac aceștia oameni? Băi, veniți încoa. Hai, gata. Bună, David. Cătă, vină încoace, mă, frate. Vină încoace, discutăm ceva. Tu ai renunțat la joc. Veniți încoace. Stai jos, Cătă. Ascultă-mă, domnul Cătă. Da. Ia loc. Mă, omule. Da. Tu știi că noi nu avem net? Îți fac hotspot. Da. Dar nu acum. Când o să încarc filmarea. Vă, cu Olga, ai mai vorbit? A, cât? Dar stai două secunde, că am ceva aici de scris. Ai un mesaj. Hai că mi-am amintit ceva, revenim, prieteni. A revenit, prieteni, am spus să vă arăt și vouă pătrunjelul. Pe bune, uitați ce bine arată, eu aș sta așa o oră într-una și m-aș uita la el. Pe bune, mă relaxează. Ce să faci? Uitați, prieteni, vă relaxați și voi. Pătrunjelul. Mamă, ce bine arată. Bă, ăsta arată mai bine aici, pe farfurie. Nu, ia ăsta. Ia de la paharul încolo. Nu, lasă-l aici, că e la picnic, sub umbrelă. Și ce are și cojile acolo, în casă ăla. Lasă-le picnic acolo, fac parte din decor. Mă, cât a plecat, știi de ce? De ce? Că i-am spus să-mi spună ce afacere să facem. Și ce crezi că a spus? Că cea mai bună afacere la momentul actual așa este să ne apucăm să punem unghii și gene.
Puteți începeți cu mine, spune alungile. Deci, prieteni, eu de astăzi împreună cu Cătălin vom pune unghii și gene. Dacă aveți nevoie de unghii și genuțe 3D, apelați la noi. Bă. Noi suntem Andreea Unghii. Stai și... seama că îi face ochii stâmpă. Cum se cheamă? Stai. Andreea Unghii și Cosmina Gene False. Cosmina, nu Cosmina. Andreea Unghii și cine era la gene? Că am uitat. Nu știu. Hai să spunem. Bun, dar cine l-avea încredere? Deci Andreea Unghii și Cosmina Genunțe 3D. Noi suntem. Dar cine l-avea încredere să lasă pe mâna voastră? Cum, noi? Păi ne uităm pe YouTube la tutoriale. Trebuie să m-a trebuit să spună unghii și trebuie să mulgi patentul. Ne uităm pe YouTube la tutoriale, cum se pune. Bine, este cu smirghelul. Miha. Ajunsese el la București un doctor de punea silicoane, ăla din Italia, în România, la noi la București, de nu era doctor. Și s-a uitat pe YouTube la tutoriale cum se face și făcea și el. Da, serios, a dat la televizor. Nu știu că l-a arestat. Ce s-a întâmplat cu aia? L-a arestat. Păi nu aveam cum. Păi dacă omul ăla punea silicoane că se uita la tutoriale. Da, noi niște unghi și niște gene. Și pe mine nu știau. Păi nu știau. Nu știu ce e modul la doctor. Păi credeau că e doctor din Italia. Da, la un așa era și ăla. La un întrebat la declarații. Cum ai putut să faci așa ceva și să operezi 2000 de femei? S-a spus cum? Păi cum să nu? Eu m-am uitat la tutoriale pe internet, credeți că nu știu? Na, vezi? Ai, că m-am gândit mai bine, Miha. M-am gândit că cu unghiile nu mă mai îmbogățesc, o să pun și o silicoane de astăzi. Da. Deci, prieteni, de astăzi o să mă bag la tutoriale, o să mă uit pe net cum se pun silicoanele și fanele luam, ca dacă vreți, căutați-ne. Da, și ce silicoane vă pune alea? Silicon de ăla, să pune la ușă. Da. Un tub de ăla, le faci o gaură. Păi de la... faci un tub. Da, o gaură. Da. Și umplu cu silicon de ăla. Da, da. Ce mai vrei? Vă dăm și garanție 10 ani. Bă, ce mai pui bune? Ăla ține, da. Bună idee. Cule, nu s-a gândit vreun doctor până acum. Păi m-am gândit eu. Așa facem. Mihaela va fi asistentă. Normal. Eu vă anesteziez. Asistenta. Doamne, ferească Dumnezeu, ce face bani. Hai să vă spun iar o poveste, că mi-am amintit o... Mi-am amintit o poveste de la spital. Eram acolo la spital cu tăiecă-meu când s-a operat. Când l-a operat pe tata înainte, nu acum cu fierea. Și tot vroiam să vorbim cu doctorii pe acolo, să vedem cum e, ce și cum, care-i treaba. Și mai ales că tata era arestată, că știți, era cu poliția. Și nu era doctor acolo. Și zic lui patrona că am vorbit cu rezidenta doctorului. Cu rezidenta doctorului care era acolo de gardă și ea știa toată situația, ce și cum. Și m-am dus eu acolo să caut pe rezidentă. În fine, n-am găsit-o că era, nu știu, la un pacient în salon. Și patrona m-a terorizat toată ziua întregi. Ai vorbit cu rezistenta? Băi, și când o vedeam pe femeia aia, striga după ea, doamna rezistenta. Deci și eu sunt asistenta ta rezistenta. Băi, deci la rezidentă ea zicea rezistenta. Da, rezistență ce bun. Dar atâta zicea așa până venea și mie când vorbeam cu femeia aia să-i spun doamna rezistenta. Rezistenta. Și ne zăpăcea toată ziua să-i citim suspectul de la pastile. Da. Nebunie. Suspectul. Da, dar ne-a terorizat acum pe domnul Severin. Dă muzica la maxim în mașină. Și chiar vorbește peste muzică. Deci să aude vocea ei terorizează. Ne-a rupt. Eu nu mai știam cine cântă melodia și cine vorbește. Deci nu se ia. Da. Chiar așa. Dă-mi coace, doamna rezistentă. Mai arată și doamnă poți să stai că sună cineva. Hai că revin. Gata, prietenași. Mergem afară, deci. Fanele Luanca, care aveți nevoie de silicoane, apelați la mine. Sau care vă doriți, nu chiar să fie nevoie. Mai sunt femei și care își doresc, chiar dacă nu au nevoie, uitați, mă împiedicam. Deci v-am zis. O să-mi iau o meserie de asta. Că toți a spus să mă apuc de muncă. Cătă, da, dă să te filmezi. Ce faci, frate? Te filmezi pe tine. Dă să te filmezi. De ce fugi de camere? Nu fug de camere. Ca Olga faci. Vedeți că aveți toți aceeași boală? Toți fugiți de camere. Zi, patron, unde e Bogdan originalul? Lasă că ăla e la... Aaa, să-l iau, să nu-i mai dau. Ia, ce e ăla? Mai îl dăm. Talonul de la mașină. E mașina pe numele meu, că la aia i-a văzut mama. Și tot ție s-a făcut probleme, vezi? Da, făcut pe numele. Și nu ți-a dat și ție. Plătești amenzi, plătești treburi, chestii. Arși! Bă, ce... Te tundeam.
Mă, da mă, duru. N-are baterie, că te tundeam pe bune. Pusă și acolo să filmăm la urmă. Ce faci, patronul, iar aici? Păi mi-ai vizele, mă mălic, să fac ciorbică. Bravo. Poftă bună. Fac mâncare. Poftă bună. Ia uite ce s-a întâmplat la clipul ăsta, vin un pas să vezi. Ia. Uite, am limită. Schimbă titlul. Am schimbat. Schimbă până îl dă verde. Ce să zic? Zic ce vrei tu. Potinel. Patroana la transplante. La transplante. La doctor. Haide. Deci, prieteni, cam atât. Transplantul nu l-am făcut nici asta, încă nu e vindecată gingia, este infecție acolo. Asta este, așa este procedura, ce să facem? Nu ne grăbim că graba strică treaba. Așa cum mai stăm o perioadă, așa câteva zile, fără dinți, am stat noi până acum. Ce are dacă mai stăm? Și ce să mai vedem zilele astea? Oricum, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu. Pa, pa!